România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. După masacrul de la Bucea, Europa ia din ce în ce mai apăsat în considerare să oprească gazul rusesc. Se șovăie, însă din mai multe motive. Unele voci sunt apăsate și da, ar vrea desprinderea de Rusia, alte voci sunt mai cu atenție, mai ales din partea economiilor care sunt mai expuse decât a noastră. Germania și Italia, de exemplu, importă 50% din gaz din Rusia și nu e neapărat vorba de bunăstarea locuitorilor, adică de confortul lor, ci de ce fac economiile lor. În ce ne privește, noi aici în România importăm cam un sfert din gaze din Rusia, dar am putea să o facem mult mai puțin. Culmea este că România și-a sporit importurile de gaze în ultimii ani, după ce era mai puțin dependentă de Rusia. Cum a făcut lucrul ăsta? Printr-o serie de reglementări care au făcut ca gazul de pe bursă, de la Viena, să fie mai interesant decât extracția de aici, care e una costisitoare, complicată, în niște zăcăminte vechi. În plus, România a reușit, în anii trecuți, să alunge investitorii care puteau să extragă gaz din Marea Neagră. Ei, în condițiile astea, țara noastră e undeva agățată cu 20-25%, deși așa în scripte s-ar scrie, domnule, din Uniunea Europeană, România ar fi a doua țară cu gaz ca mărime. Poate că nouă ne-ar fi mai ușor, dar cât de complicat e procesul ăsta. Iar astăzi, pregătiți-vă că imediat lansez întrebările, vă întreb pe voi, că participați la decizia asta publică. Dom'le, putem și ar trebui să oprim gazul rusesc, să nu mai finanțăm nenorocirile de acolo. Eu nu răspund singur la această întrebare, vi l-am adus alături pe Răzvan Nicolescu. Bună ziua, salutare, bine ați venit. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Cine n-a fost la emisiunea anterioară în care Răzvan Nicolescu a substituit rolul ANRE-ului din țara asta și v-a dat cele mai bune sfaturi legate de ce să faceți cu facturile. O să asculte 30 de secunde prezentarea. Din mai este membru al Consiliului de Conducere al Institutului European de Inovare și Tehnologie. În aprilie anul trecut a fost invitat de Comisia Europeană să facă parte timp de un an din ambasadorii Pactului Climatic European, a fost partener în cadrul uneia dintre marile companii de consultanță Deloitte, a fost președinte al Agenției Europene de Reglementare în Energie, dar și ministru al energiei în țara noastră în anul 2014 și director de reglementare și afaceri publice în Petrom ceva mai devreme, dar și reprezentant al României la Uniunea Europeană în chestiuni de energie. Așa v-am adus un om care știe exact harta importurilor de gaz și energie în țara asta. Cum am ajuns la 25%, Răzvan Nicolescu? Am ajuns la 25% pe un fond de declin natural, deci avem câmpuri vechi cu o producție în scădere și avem resurse pe care nu le exploatăm. Deci proiectele din Marea Neagră, și cele la mică adâncime, și cele la mare adâncime, sunt întârziate. Dacă nu ar fi fost întârziate, n-am fi ajuns niciodată la 25%. Pentru că acest declin, cum corect ați prezentat, a fost accentuat și de niște greșeli pe zona de reglementare. Una ați menționat-o. Legarea pieței noastre de piața de la Viena nu are nicio legătură. Oamenii noștri au cu totul alte salarii, cu tot alte venituri. Noi ne producem o parte din gaz, nu suntem atât de dependenți de ruși. De ce să ne legăm noi la plata taxelor de acea piață și să ne legăm de piața noastră? Ce ne așteptăm ca să existe companii care să fie ce, să joace un fel de rol de Moș Crăciun, să plătească taxe la 500 de euro și să vândă cu 100. Nu, ei vor face tot ce vor putea să se ducă la 500, dacă nu vor putea la 500 și vor pierde bani, nu să aducă bani de acasă. Deci au tras prețurile în sus. Primul efect a fost să împingă prețurile în sus. Și dacă n-au putut să ajungă la cele de la Viena, că oamenii nu-și permit să plătească atât, atunci n-au mai făcut probabil o serie de investiții cum poate le-ar fi făcut dacă lucrurile nu erau așa. Deci, tehnic, Răzvan Nicolescu, am putea face, de exemplu, să exploatăm mai mult, nu? Să creștem ponderea în gaz românesc, să zicem, sau să ne decuplăm de la vechi. Deci, în primul rând, să ne folosim potențialul pe care îl avem. Da. Nu ni-l folosim. Și pe acest fond, repet, reglementări greșite, neutilizare de potențial, am ajuns la această situație, care, din punctul meu de vedere, este o mare greșeală. Vorbesc de acest lucru de câțiva ani.
și trebuie să o reparăm cât se poate de repede. Adică noi avem posibilitatea, acea companie americană, Black Sea Oil and Gas, să înceapă producția anul acesta și să producă anual aproximativ 1 miliard, adică de metri cubi, adică aproape o cantitate egală cu cea pe care o, într-un an normal o importăm din Rusia. Adică am putea, asta e întrebarea, am putea să oprim noi ca țară, da, importurile din Rusia? Da, da. Uite, un răspuns cât se poate declara, atunci mai rămâne doar voință politică, nu? Voință politică și dorința de a acționa și a asuma niște lucruri care, până la urmă, nici nu sunt, cum să vă spun, sunt niște lucruri care politicienii trebuie să se laude. Adică nu am văzut, declarații... toate partidele din coaliție și-au decis să-și asume. Păi nu este să-și asume niște merite. Că dacă rezolvă această situație în care înnotăm de 4 ani de zile, 4 ani am pierdut, enorm, 4 ani. Deci noi vorbim de această lege offshore de 4 ani și ceva. Păi în 4 ani și ceva, Elon Musk a zburat în cosmos, nu știu câte noi device-uri, nu știu câte noi echipamente au apărut pe piață, lumea se mișcă, noi discutăm de o lege de 4 ani și ceva. Bun, atunci, haideți să procedăm în felul următor, eu mai am multe întrebări, dar sigur, importante sunt și ale voastre, imediat dăm drumul la dezbatere, vă dau așa numărul de telefon, e 0372069599, îl repet, 0372069599. Ar trebui România să oprească importurile de gaz rusesc? Putem să rezistăm economic prin decuperare de la livrările rusești? Dar Europa, cum ar trebui să procedeze? Că aici problemele sunt mult mai mari decât la noi. Și, evident, cum vedeți acea invitație pe care liderii europeni o lansează și care spun, dom'le, putem să trăim un pic mai prost? E celebră asta. Dați jos 2 grade din căldura din casă, că în Ucraina mor oameni, da? Este domnul Josep Borrell, cred că a lansat de mai multe ori sintagma asta. Așadar, putem și vrem ca România și Europa să oprească importurile de gaz rusesc? 0372069599, vă puteți înscrie. Imediat, Răzvan Niculescu, revin la dumneavoastră. Haideți, zic, să pornim dezbaterea cu Marius. Salutare, bine ai venit la noi! Salut! Sunt total de acord cu invitatul dumneavoastră, cu Răzvan. Din păcate, problema eu o văd un pic mai grea decât ce a expus, în ideea în care eu cred că ne lovim grav de incompetența clasei politice, că de aici vine totul. Da, putem să închidem robinetul și noi și Europa. Da, se pot face multe acțiuni adiacente celor menționate de Răzvan. De exemplu, una dintre ele ar fi măcar să facem un copy-paste la acțiunile făcute de țările occidentale din urmă cu 10-15 ani, când au susținut puternic statele occidentale cetățenii în a-și monta panouri fotovoltaice, pompe de căldură, sisteme electrice. Dar e adevărat, acolo în spate e nevoie de legislație, acolo în spate e nevoie de infrastructură de transport, sunt nevoie de niște reglementări ca să poți aduci, să combini sursa sursa energiei. Marius, două lucruri. România e în plină dezvoltare cu aducțiuni de gaze, da? Adică, sau ar trebui să fie. Și planul gândit de România pentru viitor aducea gaze, nu? Dacă mă contrazice domnul Niculescu. Nu vă contrazic. Eram doar dezamăgit să aud din nou discutând de o greșeală pe care o facem și continuăm să o facem. Adică, adică soluția este cea indicată de Marius, da? Sunt 100% de acord cu tot ce a zis. Da? Toate guvernele și administrațiile locale, eu vă pun la încercare acum, că e datoria mea, toate guvernele și administrațiile locale din ultimii ani au împins masiv să conecteze colectivități la gaz. Da? Greșit. E greșit. Stăm pe 25 de miliarde de euro acum de la Uniunea Europeană și continuăm să băgăm bani în conducte pe gaz. Păi nu, ar trebui banii aceștia să-i folosim așa cum a menționat Marius. Și eu vorbesc de acest lucru de o perioadă de timp. Da. Deci nu are rost. Dacă e într-adevăr o localitate unde poți să extinzi rețeaua de gaz, dar cu costuri mici, acolo poate că merită să o faci. Dar să te apuci să conectezi 10 sute de localități doar ca să... Ce?
că nu ai nici conductele, nu le produci în România, le produci în Rusia și în Turcia. Sudorii sunt în mare parte aduși din Nepal și din Vietnam. Adică nu e nici vreun mare impact economic să spui, dom'le, voi avea creștere de 3% a produsului. E un confort mare pentru oameni. Este o prostie. Marius, te rog. Și adițional față de asta, pe lângă faptul că clasa politică din ultimii mulți ani de zile este incompetentă și nu-și văd decât interesele, se și speculează foarte mult pe piața din România. În ideea în care acest program Casa Verde, care ideea în sine este un program foarte bun. Eu personal am fost trigăruit de evenimentul ăsta și de creșterea facturilor să fac o schimbare. În a monta, exact cum spuneam, panouri fotovoltaice, pompă de căldură, să devin un pic independent de aceste creșteri de costuri. Diferența este că la o analiză destul de detaliată pe care am făcut-o înainte de a face achiziția asta, am constatat că piața din România speculează foarte mult. Prețurile care sunt date și pentru acea casă verde și pentru sistemele pe care dorim să le achiziționăm sunt undeva la 40%, aș estima eu, mai scumpe decât dacă ne organizăm noi un pic individual ca și cetățeni să achiziționăm sistemul. Și se speculează, cresc costurile, oamenii se sperie de aceste costuri. Nu e reglementat nimic care să ne ajute să mergem în direcția potrivită și aici tot cumul ăsta de factori ne duc la acea panică, la acea frică că se întâmplă, că e mult. Într-adevăr, se întâmplă, dar totul are același motiv. Revin, sunt total de acord, ar trebui oprit robinetul, pentru că, spre deosebire de alte țări, din punctul meu de vedere, România chiar are resurse. Suntem undeva cu cel puțin 10-15 ani în urma statelor occidentale în a investi în sistemul verde de energie, că e eolian, că e fotovoltaic. La noi acum se dau drumul la chestii care se făceau în altă parte acum 15 ani. O să facem, uite, da, promit că facem aici o discuție separată, că eu știu că acolo, nici acolo nu umblă câinii cu colaci în coadă, au fost ascultători la emisiunea noastră care au povestit tot felul de lucruri. E destul de complicat și cu energia verde. Nu e, n-ai confortul de la gaz, nu tot timpul soarele te ajută, nu tot timpul vântul te ajută. E un sistem care se integrează aici, din punctul meu de vedere. Întrebarea este, care... dar ajută. Ajută da, foarte da, mult în a compensa costurile uriașe pe care le avem. Ok. Mulțumesc tare mult, Marius. Apropo, Răzvan Nicolescu, deci da, lumea ca să știe, sunt depozite în fiecare țară a Uniunii Europene. Nu, da? Nu. În unele. În unele, nu, da? În toate, că nu poți, ca să faci depozit de gaz, trebuie să-ți permită subsolul. Trebuie okay. să ai fie o fostă mină de sare, fie un câmp care a fost înainte utilizat pentru extracția de petrol și gaz. Deci nu oriunde se pot construi depozite. Deci noi punem, țările care au, pot să magazineze și uite cazul României. România, dacă ar magazina gaz peste vară, din resurse proprii sau din importuri, ar putea să treacă iarna numai cu gazele din depozite? Da și nu. Depinde de... Noi avem următoarea problemă structurală. Apropo de ce vorbeam mai devreme și cu acest consum pe care ne bucurăm să-l creștem în zona rezidențială. Când e consumul mare în zona rezidențială? Când e temperatura scăzută. Da? Deci când temperatura este scăzută, deci dacă ai minus 20 de grade câteva zile la rând, e un consum mult mai mare. Și atunci consumul nostru depășește producție plus capacitatea noastră de a extrage din depozite. Adică putem fi în situația în care avem 3,2 miliarde metri cub depozitate, dar nu poți să le scoți. Atunci ce trebuie să faci? Trebuie să modernizezi capacitățile de depozitare. Să extragi mai mult și dacă se poate să ai și niște depozite în care să extragi și să injectezi în același timp. La noi o jumătate de an injectezi, o jumătate de an extragi. Deci să modernizăm depozitele. Este un moment bun? Da, este un moment perfect. Mers la Bruxelles, spus, avem 3,2 miliarde de capacitate, vrem să folosim acești bani din 25 de miliarde pentru modernizarea depozitelor. Este momentul. Zero. Ele sunt administrate de compania de stat RomGaz în proporție de 90%. 0372069599. Întrebarea care macină Europa astăzi. Ar trebui să oprim importurile de gaz din Rusia? Dan, salutare, bine ai venit la România în direct. Bine v-am găsit.
Eu nici nu cred că e de discutat sau de gândit în această privință. A ceea ce face Rusia cu banii obținuți pe, din energie, clar trebuie să închidem robinetul și noi și statele occidentale. Nu se poate să îi ajutăm să comită aceste masacre în alte țări. Mai devreme sau mai târziu vor ajunge și la alții. Vorba... Și nu este greu. Nu este greu. Nu este greu? Dă-ne planul, dă-ne zilele soluția. Trecute am auzit tot la știri că cei mai buni economiști germani au făcut niște estimări și dacă ar închide robinetul astăzi, mâine, economia germană s-ar contracta cu 1,5%. În pandemie, la începutul pandemiei, s-a contractat cu mai mult. Adică nu vorbim de o cădere care nu poate fi suportată. Din păcate, Germania întotdeauna a făcut pași de dans în ceea ce privește relația ei cu Rusia. Și ei vor fi cei care vor da ton. Da. Din păcate. Mi se pare că Germania e mai hotărâtă să rupă, să rupă pisica ca niciodată. Da, față de ce gândirea avea înainte. Dar încă nu poate e... o economie ca Germania, care depinde în proporție, că nu consumatorul casnic depinde de gazul rusesc. 50% din economia Germaniei se bazează pe aceste importuri. Nu, nu cred în această cifră, 50%. Cred mai degrabă în ce a spus ascultătorul nostru cu acel impact de 1,5%. Și eu spun acest lucru. Dacă vom opri importurile de gaz din Rusia în Uniunea Europeană, vor exista niște consecințe economice. Deci nu putem să fim naivi. Dar consecințele asupra Rusiei vor fi mult, mult mai mari decât consecințele asupra Uniunii Europene. Nu același lucru este la petrol și la cărbune. Este o cu totul altă situație. Dar la gaz, rușii nu au cui să vândă. Au făcut un joc cu prețurile și au capacitățile, au, în loc să vândă spot, au depozitat, au crescut prețurile înainte de începerea războiului, deci nu au capacități mari de depozitare și nu pot să vândă nicăieri undeva pentru că nu au infrastructură. Și atunci, în momentul în care ai pus embargo pe gaz, acest lucru se vede a doua zi în veniturile lor. Lucru care nu se întâmplă cu toate aceste măsuri dure adoptate ca și sancțiuni, care se văd peste o lună, două, trei, cinci, poate chiar ani. De unde această șovăială? Pentru că, repet, există o pierdere și pe partea europeană. Dar pierderile pe partea rusească sunt mult, mult mai mari. Asta vreau să fie foarte clar. Dar nu este un gen de decizie în care n-ai niciun fel de pierdere. Nu, există. De exemplu, americanii au luat astfel de decizii. Dar este una de imagine. Pentru că în cazul lor nu importă gaz. Adică au zis, domnule, punem embargo pe importurile de gaz. Nu există niciun fel de efect nici pe ruși, nici pe americani. În cazul europenilor, este și pe unii și pe ceilalți, dar rușii pierd mult mai mult decât americani. Altfel, dacă nu era așa, să fiți convins și să fiți convinși că ar fi pus rușii un embargo. Aha, ok. Bine, uite, la asta nu m-am gândit niciodată, că și Rusia trebuie să verse gazul ăla de maniera asta. Dan, ești pregătit, că de fapt asta spune acum Răzvan Niculescu. Nu le ești pregătit să trăiești un pic sau ceva mai prost ca să oprim această finanțare? Da, sigur. Eu deja am redus în casă temperatura cu 1,5 grade față de cât aveam anul trecut. Dar n-ai redus-o și... pentru că a zis domnul Borel, ci pentru că era scump. Nu numai din cauza că era scump. Pentru că să știți că nu știu cum a fost la alții, dar n-am plătit mai mult decât am plătit anul trecut. Deci chiar aceste scumpiri nu m-au afectat. Dar trebuie să fim realiști, indiferent că vom da drumul la exploatarea din Marea Neagră, mai devreme sau mai târziu. O prelungim 10 ani, după 10 ani s-a terminat gazul și ce vom face? Ideea e că trebuie să începem să implementăm măsuri pentru a obține altfel de energie. Eu unul chiar sunt hotărât, eram hotărât și sunt hotărât ca centrala e destul de veche, dar nu voi mai cumpăra centrală pe gaze, voi lua o centrală electrică. Din păcate, statul nu face suficient pentru a încuraja așa ceva. Cu panouri fotovoltaice, ziua încălzesc pe centrala electrică, iar noaptea iau din sistemul nostru, da?
de 30 de ani. Și acum ne uităm de energie. Încă nu i-am auzit spunând mâine semnăm contractul cu o companie pentru începerea lucrului la cele două reactoare nucleare pe care le avem într-o anumită măsură. Ați auzit altceva? Ați auzit altceva de la președintele Iohannis? Ați auzit de existența unui acord cu Statele Unite pentru reactoare mici, le zic corect, Răzvan Niculescu? Da, dar nu e suficient. Acele sunt regionale. Da, noi avem nevoie pentru toată țara. Da. De energie ieftină. Mulțumesc tare mult, toată lumea are nevoie de energie ieftină, mai greu e de găsit în momentul ăsta. Voiam să vă citesc din domnul Borel, care zice așa: cer totodată ca toată lumea să facă un efort individual pentru a reduce consumul de gaz, la fel cum reducem consumul de apă atunci când este secetă și la fel ca atunci când ne punem o mască pentru a combate un virus, zice domnul Borel. Ceea ce am făcut împotriva COVID-19 trebuie să facem în favoarea Ucrainei. Știu că a fost privit cu un zâmbet chestia asta, dar e întregită de Frans Timmermans, prim vicepreședinte al Comisiei Europene. Alegerile voastre privind câtă energie consumați vor decide cât de puternici suntem în reacția noastră față de Rusia. Este greu, este al naibii de greu, dar este posibil. Adică realmente, Răzvan Niculescu, funcționează chestiunea asta dacă dai centrala cu 2 grade mai jos, funcționează în relație cu Rusia? Adică se... Ajută, sunt făcute niște calcule, le-au și publicat cei de la Bruxelles, vorbesc de câteva zeci de miliarde de metri cubi de gaz salvate la nivel de un an, deci ca termen de referință. Dar este vorba aici și de ce ați spus mai devreme, de un consum mai eficient, adică nu trebuie să înțelegem că oamenii acum trebuie să stea să tremure în casă, nu despre asta este vorba. Da. Cred că sunt două apeluri. Este un apel la solidaritate și la faptul că trebuie să fim solidari cu ucrainienii care mor pentru niște valori și pentru niște principii pe care și noi le împărtășim. Și al doilea, și în felul acesta putem să ne arătăm solidaritatea, așa cum noi românii ne-am mai arătat-o. Eu am fost în gară să-i ajut pe copilașii aceia care, e impresionant ce vezi acolo când vin cu trenurile, alții s-au dus la vamă, când intrau în țară, au făcut fiecare ce au putut ca să-i ajute, alții au găzduit acasă. Deci e o formă de solidaritate. Și al doilea lucru este o formă de eficiență. Deci noi ce trebuie să fim atenți de acum încolo, și e valabil la orice, nu numai la energie electrică, e valabil și la gaz, e valabil și la carburanți, nu numai la gaz, e valabil și la energie electrică și la carburanți și la orice formă de energie, să nu risipim. Risipim nu înseamnă, a risipi nu înseamnă a ne scădea confortul. Tibi, salutare, ești la România în direct. Astăzi întrebăm dacă oprim importurile de gaze din Rusia. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră și invitatului de azi. Răspunsul meu este România nu acum. Consider că nu este momentul, pentru că România nu are o cantitate mare care o importă în momentul de față din Rusia. Și nu știu dacă ar avea așa un mare efect asupra veniturilor pe care le au cei din Rusia. Dar Uniunea Europeană, da. Ce interesant, da. Adică... Da, pentru că eu consider în momentul de față interesul nostru, să zic, la urma urmei, eu ce vreau să subliniez este că în ultimii 30 de ani, 30 de ani, nu am observat în niciun moment de la decidenții din România că s-ar face ceva în interesul românilor. În interesul României. Adică resursele noastre au ajuns în mâinile altora. Dacă vă uitați și acum, concesiunile de gaz sunt în mare parte în mâna OMV Petrom și Romgaz. Diferite companii înregistrate prin Olanda cu acționarea de offshore și așa mai departe. La fel este și pentru concesiunea de alte minereuri. Adică nu, în condițiile în care, recunoaștem sau nu, industria petrolieră sau de gaz sau... Nu știu cum să zic... Da, de extracție, să-i zicem așa. De extracție,
din România nu a fost una de aruncat. Da. Adică cum ar trebui am avut să ceva fie tehnologie. Cum ar trebui să fie în opinia dumneavoastră? Adică cum s-ar putea întâmpla? Adică eu ar trebui să văd orice acțiune ar întreprinde decidenții în momentul de față, și aici mă refer la oamenii politici care sunt la putere, să se observe oricare ar fi decizia, interesul nostru. Da, pentru aici că în momentul în care s-a ajuns în situația asta, din ce motiv? Germania și-a văzut întotdeauna a mers pe interesul ei. Okay? Deci noi avem interesele noastre, stați un pic. Stați un este pic. Da. Direct pentru ei. Este direct pentru ei, dar acum, asta încercam să lămuresc de la dumneavoastră, că așa sună ca un slogan. Deci cum ar trebui să fie tehnic? Adică v-ați dori să fie scos gazul românesc doar de companii românești? Eu aș dori ca aceste resurse și eu aș dori ca banul sau finanțele românești să rămână românești. Adică dar ce înseamnă românesc? Ca să fiu că sunt puțin încurcat aici. Adică ce cum definiți dumneavoastră companie românească? Noi să avem o plus valoare mai mare. În momentul de față suntem aserviți prin absolut tot. Toată lumea zice următorul lucru, și anume doamne, s-a scumpit gazul, s-a scumpit curentul. Ok, la curent, producția curentului este în mâna statului român, în proporție mai 85%, am stabilit, da. 80%, 70% ceva, 80%. Da. Și la gaz e cam la fel. Și la gaz la fel, ok. Și cu toate astea, gazul statul român, mie ca și consumator din România, îmi zice, domne, eu nu pot să fac nimica. Nu, totul este Tibi, mâna ta. Tibi, dar ne-ai ascultat de la început, ți-am explicat prețul de la gaz, onor guvernul Dragnea, da, că așa trebuie zis, deci onor guvernul Dragnea s-a dus, domnule, și-a racordat prețul gazului românesc de prețul gazului de la Viena, înțelegi? Unde s-a petrecut? Da, asta, așa a început emisiunea, explicând acest mecanism. Onor guvernul care a alungat... Iar compania RomGaz, care este de stat... Dacă nu ar încerca să vândă cu cât mai aproape de prețul de la Viena, ar putea să fie obiectul unui control de la Curtea de Conturi. Compania cealaltă care produce, că la noi cam 65% e RomGaz, cam 35% este Petrom în momentul de față. Corect. Compania Petrom, iară se duce, e o companie care se duce după profit, e o companie listată în România, se duce și încearcă să vândă cât se poate de mult. Dar ele au fost instigate să facă lucrul acesta printr-o reglementare adoptată de către autoritatea și statului. Exact asta vreau să zic, că am vrut să subliniez că decidenții nu au luat decizii și hotărâri în interesul nostru. Okay. Și niciun momentul de față nu aș vedea că cineva din acești oameni s-ar duce în fața Uniunii Europene și ar sta drept acolo și ar zice interesul meu în momentul de față este acesta. Dar ok, ce, și ce eu modific de la Uniunea Europeană? Următoare lucruri. Păi da, le-am modificat. Uite, de ce zici? Legea offshore săptămâna trecută discutată în Parlament, cred că și trecută în primă fază. No. Există o înțelegere între părți, da? Între părțile în coaliție. Stabilește o împărțeală de 60% pentru statul român și 30% pentru companiile respective. Adică e un pas fix, cum spui tu. Este o situație. Un început timid. Dar cum ar trebui să fie? Nu spune-ne tu cum să facă. Că eu asta nu înțeleg. Adică... deci, și ok, bun. Exemplu. De ce a trebuit noi să închidem termocentralele pe cărbune în condițiile în care România ca și producea emisii, cărbune, de, da. Emisii de dioxid de carbon are, cred că de 10 ori sau 11 ori mai puțin emisiile la Germania. Și Germania în continuare arde cărbune, bine mersi. La fel e situația și în Polonia. Adică ok, noi
am luat niște decizii care au fost explicație. Împotriva noastră. Nu ne-au susținut niciodată cauza noastră. O secundă, că merită o explicație. De ce le-am închis pe astea? Care a fost? A fost un fond politic și... Deocamdată nu le-am închis. Le-am închis pe cele pe Huilă din Valea Jiului. Pe cele pe Lignit nu le-am închis, dar și eu cred că termenul acesta trebuie gândit foarte bine. Mi se pare și mie că ne grăbim puțin, pentru că sunt foarte tare pentru decarbonare, pentru verde, dar trebuie să construiești întâi și apoi să închizi. Nu închizi și construiești după, ca principiu. Și n-are nicio legătură nici măcar cu criza. Lucrurile erau dinainte de criză, dar sunt valabile în timpul crizei cu atât mai mult. Deci, ca principiu, întâi pui ceva în loc și apoi, închizi. Vremurile de închidere au început însă cu zeci de ani în urmă. Unde cred că Tibi are dreptate și unde cred că ar trebui regândit puțin modul de funcționare este care este rolul acestor companii, unele dintre ele în care statul este acționar majoritar sau minoritar, și dacă ele au vreun rol în securitatea economică până la urma țării. Da? Deci trebuie să le definim puțin. Ați văzut, francezii au folosit mai cu bățul, mai cu vorba bună, au folosit o companie de stat pentru a încerca să rezolvă problema pe piață la un moment dat. Mă refer la Electricité de France. Deci la noi trebuie să existe momente, trebuie să existe crize în care trebuie să spui, dacă ești de stat, în urmă ești a statului, nu mi-agravezi o problemă legată de inflație, trebuie să mă ajuți puțin. Sigur, respectând legea, nu poți să-l pui să facă ceva neconcurențial, ilegal, adică că va răspunde respectivul manager, dar trebuie puțin regândit conceptual acest rol. Da. Tibi, îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Încerc să mai fac loc la telefoane în această discuție, care e teribil de complicată pentru că ține vorba de viitorul nostru. Dar oare există o garanție că tăind gazul de la ruși nu o să fie mai scump? Tăind gazul de la ruși, da. Acum nu o să fie mai scump la noi? Sau da, la ce vor? Da. Păi dacă producem acel miliard, eu vă spun că pentru noi va fi cam același lucru, adică nu va fi nici mai scump, nici mai ieftin. Iar mai scump, unde Dumnezeului să se ducă mai mult de atât. Că mi se pare că deja... Vara asta, da. Nu cred că se scumpește, că păi, vine... Adică eu mă aștept ca lucrurile să... Tocmai că rușii au depozitat foarte mult și au gaz depozitat semnificativ, eu mă aștept să intrăm pe un trend de scădere, nu de creștere. Ori o tăiere a importurilor din Rusia probabil va avea ca efect menținerea prețurilor actuale. Daniel. Dar, repet, aici este vorba de... Adică noi trebuie să ne gândim dacă vrem sau dacă ne convine ce fac rușii. Dacă noi putem să facem în continuare business cu niște criminali până la urmă, nu mă refer la toți, mă refer la Putin, care le-a dat ordin să înceapă un război absolut fără nicio logică și fără niciun rost. Și de aici trebuie să plecăm. Și ce putem noi să facem și care este interesul nostru? Este interesul nostru să finanțeze armata și să ajungem să avem graniță comună? Și apoi să alocăm foarte mulți bani pentru înarmare ca să ne putem apăra? Trebuie să ne gândim puțin, să ne definim ce vrem noi. 0372069599. Așadar, întrebarea de astăzi sună așa: în ce măsură sau poate ar trebui oprit gazul rusesc în Europa și în România? Daniel, salutare! Ce crezi? Bună ziua! Păi, logic, adică chiar nu are nici rost această întrebare. Sigur că trebuie să oprim aceste importuri, dar noi, cum suntem noi ca românii, că ADN-ul de comunist n-a dispărut încă din sângele nostru și nu o să dispare mult în regim. Daniel, sigur că nu este numai toată la noi, Europa, că nu fi comunistă. Da. Dacă îi auzi ce dezbatere au prin Germania sau prin Italia, sau, în Ungaria, bine, ei au fost comuniști, da. Stăm 4 ani ca să facem o lege offshore pe ideea că noi nu ne vindem țara? N-am mai scăpat de acest slogan. Noi nu ne vindem țara. Să ne gândim ce era Petrom înainte să dăm la austrieci. O gaură de la bugetul statului. Vorbea de exploatările miniere. Păi sunt găuri pe care noi toți, din buzunarul meu și al noastră, plăteam exploatare. Și ce să facem? Să continuăm așa? De ce să continuăm să exploatăm? Când putem să facem, de exemplu, putem să dăm drumul la exploatări în Marea Neagră. Sau să nu uităm de episodul de la Pungești.
da, care poate scăpam de aceste importuri din... N-am învățat nimic. Episodul... Păi nici nu o să învățăm vreodată. Atâta timp cât generațiile bune care se nasc pleacă în exterior, iar noi rămânem pe cap cu primar gen primarul de la Sâmburești, de Olt. Aici am scăpat ce a făcut primarul de la Sâmburești, de Olt, dar păi episodul de la Pungești îl știe toată lumea. S-a încercat, era de fapt o prospecțiune, nici măcar o exploatare, era departe. Explorare. O explorare, da, după gaze de șist, adică să spunem asta. Gazele de șist presupun o tehnologie de extragere mai complicată, cu ruperea unor straturi geologice acolo. E, acolo au ieșit oamenii în stradă și lucrurile au dat înapoi. Apropo, Răzvan Nicolescu, este gaz mult acolo sau după ce merge oamenii? E o bogăție mare acolo? Păi nici n-au apucat să termine faza de explorare prea bine, că au plecat. Deci nu prea știm și noi avem problema aceasta. Noi vorbim de gazele pe care le cunoaștem, adică cele din Marea Neagră, dar în 2014 nu pot să uit că eram în fața la 100 de investitori la Houston și spuneam că vom face o nouă rundă de alocare de licențe de explorare în România și că o să o facem într-un an, un an și jumătate. Suntem în 2022, au trecut 8 ani, nu s-a întâmplat nimic. Dar, apropo, Daniel, imediat o secundă de răbdare, apropo de extragerea din Marea Neagră, dumne, cât de complicată sau cât de ușor e de făcut în momentul ăsta extragerea de gaz? E complicat. E complicat pentru că acolo pare doar gaz natural, deci gazul se extrage mai greu decât țițeiul. Ai nevoie de echipamente suplimentare pentru colectarea, apoi pentru transmiterea lui către uscat. Doi, Marea Neagră este o mare corozivă, nu este o mare prietenoasă pentru astfel de lucruri. Îți trebuie niște materiale speciale care să reziste coroziunii de acolo. Deci nu este un proces, nu este un proces simplu, dar, repet, am pierdut 4 ani. Noi astăzi, la întrebarea dumneavoastră, ar fi trebuit, de fapt, să facem emisiunea dacă Marea Neagră era în funcțiune. Ce facem cu cele 5-6 miliarde de metri cubi pe care le avem în plus? Pe cine vrem să ajutăm? Pe Moldova, pe Bulgaria, pe Ungaria, pe Austria, pe Germania, pe Ucraina? Aceasta ar fi trebuit să fie întrebarea, cu condiția ca statul să nu-și facă nimic. Dacă statul nu făcea nimic, lua niște sute de milioane, da? Și noi ne puneam această temă, ce să facem cu cele 5-6 miliarde în plus și care sunt mai aproape de sufletul nostru și pe care îi putem ajuta. Atunci a fost sloganul "Nu ne vindem țara" din partea guvernării Dragnea. Mi-aduc aminte corect, Daniel, că de fapt de aici ai pornit și tu mesajul tău. Exact, da. Bun. Dar ar trebui guvernanții... Da, guvernarea Dragnea nu mai e de o bună perioadă de timp. Corect, așa este. Așa este, dar guvernații noștri n-ar trebui să se gândească la acest principiu. Noi nu ne vindem țara. Să uite și ei puțin ce se întâmplă prin Qatar, prin Peninsula Arabică. Ei își vând țara? Și hai să ne uităm unde erau ei. Nu, ei nu-și vând țara, ei negociază bine niște interese. Se închid cu investitorii în 3-4. Păi, așa ar trebui să facem și noi. Facem și o dezbatere publică, că noi nu suntem ca în Qatar regat sau ce sunt acolo să decidă. Facem și o dezbatere publică, vă dați și dumneavoastră cu părerea, îmi dau și eu, își dau și alții ascultători cu părerea, să iau o decizie și trebuie o dată povestea aceasta de papă în care suntem prinși de 4 ani și jumătate. Nici nu o să scăpăm niciodată. Când o să schimbăm ADN-ul, să scoatem din sângele nostru sângele de comuniști, nu o să se întâmple niciodată. Tot așa o să meargă pe mica învoială și mica ciupeală, cu care suntem obișnuiți, de fapt. Avem un acord pe legea offshore în momentul ăsta, avem o companie interesată. Mi-e greu să cred că în această situație de război enorm de complicată suntem atât de proști sau atât de ticăroși unii dintre ei de acolo. Mi-e greu să cred, Daniel, ne mai auzim într-un an. Dar de data asta zic și eu așa, speranță. Nu poate statul român să nu dea drumul la exploatarea de acolo. Da. Nu era bine să avem cea mai mare corporație americană producând în momentul în care vorbim? Ba da, era bine, dar uite, și domnul Dragnea e liniștit, n-a mai apărut la televizor de vreun an de zile, de câteva luni de zile de când a început războiul. Încă o dată, parametrii închiderii acelei operațiuni au fost dezastroși pentru statul român. Poate nu era nevoie de cea mai mare companie americană, poate puteau să fie europeni, dar cert e că n-am făcut nimic acolo. Și domnul Dragnea tot a intrat la pușcărie, cred. Adică, cred că așa a fost, dacă asta a fost înțeles. Nu cred că a avut nicio legătură. Chiar și atunci ce s-a fost? Nu știu. Deci nu știu, dar singurii care au câștigat din această situație au fost rușii. De singuri. Fiecare moleculă care nu se produce aici înseamnă o moleculă
în plus care se produce și se vinde de către Gazprom. Lucrurile ca să fie foarte, foarte clar. Ce ne face să ne gândim că acest lucru nu se va întâmpla în continuare? Că rușii să nu aibă interes să se exploateze Marea Neagră și adepții domnului Dragnea, nu mai sunt adepții domnului Dragnea, sunt ai doamnei Șoșoacă și ai altora, care vor împiedica acest fapt să se întâmple. Uitați, nu știu, o să vedeți, eu sunt un mare fan al bursei de valori, am investiții acolo și o să vedeți că nu o să apară această lege offshore prea curând. Bine, ok, ne uităm să vedem dacă nici de data asta e exemplu de ticăloșie. Mulțumesc tare mult, Daniel. Mai avem timp în partea asta sau luăm publicitatea mai devreme? Hai să-l salutăm pe Dan. Salutare, Dan. Salutare, bine v-am găsit. Întrebarea e dacă oprim importurile din Rusia. Întreabă cineva pe Facebook și zice, bine, bine, noi ca românii, dar ăștia europenii le opresc și cu ce le înlocuiesc? Că pe termen scurt trebuie să le înlocuiești cu ceva. Iartă-mă, ți-am luat vorba din gură. Da, cred că ar trebui oprite, ținând cont de faptul că Putin se comportă așa cum se comportă și ar fi o lovitură dură pentru el, din punct de vedere financiar. Cred că din punct de vedere al consumului pe ceea ce înseamnă gaz, există consumuri care nu pot fi înlocuite, probabil cel industrial, dar cred că sunt și consumuri, pe, în primul rând, pe casnic, care pot fi eficientizate sau chiar eliminate. Am putea să trecem cu banii europeni pe ceea ce înseamnă eficientizarea locuințelor existente, montarea de pompe de căldură și panouri fotovoltaice, în așa fel încât pe termen mediu și lung, dacă gândim din punct de vedere al politicii energetice, să asigurăm independență cel puțin pe casnic, unde doare cel mai tare. Pe casnic, da, o avem. Se poate. Pe casnic o avem. Ah. O avem. Pe casnic okay. O avem, vă garantez că în orice fel de scenariu, consumatorul casnic în România nu va avea de suferit. Așa este, adică bănuiesc că aveți dreptate, sunt convins de asta, de fapt, dar în condițiile în care am reușit să trecem tot o bună parte din casnic și bănuiesc că se poate face cu fonduri europene pe pompe de căldură și eventual fotovoltaic, în așa fel încât consumul energetic să fie redus, o bună parte din ceea ce înseamnă consumul casnic de gaz poate să acopere partea industrială unde suntem probabil descoperiți. Stai o secundă cu noi, adică un minut, dăm publicitate, ne întoarcem, 0372069599, prelungim 10 minute. Întrebarea de astăzi este dacă putem sau ar trebui să oprim importurile de gaz din Rusia. Revenim. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.
România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Putem oare să oprim importurile de gaz rusesc? Căci principal ar trebui. Dar dacă noi românii putem, Europa poate să o facă. Suntem la România în direct, am prelungit 10 minute cu Răzvan Nicolescu, fostul ministru al energiei. Pe termen scurt, asta e întrebarea, mă uitam aici. De exemplu, Germania, dacă ar opri, de unde ar lua Răzvan Nicolescu gaz? De unde și-ar asigura? Acum să explic puțin care este filozofia celor care spun oprim imediat. Ei se bazează pe faptul că războiul nu va mai dura mult și că o astfel de decizie de a tăia o parte din finanțarea Rusiei va fi un îndemn important pentru a ajunge, a-și retrage trupele și a se potoli. Da? În momentul de față nu există o soluție să înlocuiești tot gazul. Dar suntem în situația în care vine vara și un număr de 3, 4, 5 luni de zile consumul este foarte, la un nivel foarte scăzut. Și atunci ei spun, haide să ne pregătim să luăm mai mult din Qatar, să luăm mai mult din Statele Unite, să începem să luăm din Australia, să cumpărăm din alte părți în această perioadă de pregătire și tăindu-i lui Putin această sursă de finanțare, suntem convinși că nu va mai ține războiul până în septembrie-octombrie. Aceasta este filozofia celor care spun imediat. Da? Eu spun că noi, românii, ce ar trebui să facem în primul rând, ar trebui să adoptăm astăzi o decizie prin care obligăm toți participanții la piață, furnizori, producători, toți, să constituie stocuri la nivelul maxim pe care îl avem ca și capacitate de depozitare, 3,2 miliarde. Pentru că ne putem trezi și în situația în care încep alții europeni, mai vin, mai cumpără gaz de la noi. Și noi facem calcule că suntem bine pe hârtie, dar e libera circulație. Uniunea Europeană e un club care funcționează spre niște reguli. Și atunci trebuie să te protejezi în spiritul la ce s-a discutat la Bruxelles. Bruxelles a zis 90% din stocuri vom veni cu o propunere. Nu mai așteptăm propunerea la Bruxelles cu 90%, facem cu 100%. Când? Astăzi. Da? Și apoi, ceea ce vă spun este că noi, spre deosebire de alții, dacă se pune un embargo total pe gaz, suntem printre cei mai puțini expuși. Datorită faptului că avem producția noastră proprie. Aș fi spus, aș fi fost împotriva embargoului dacă eram mai mult expuși? Nu, aș fi fost tot pentru embargo, pentru că din punctul meu de vedere este o chestiune de moralitate. Și oricât de greu ne va fi, oricum ne este mult mai ușor decât le este amărâților de ucrainieni care își pierd casele, își pierd familiile, își pierd casă ce? Să-l oprească pe un dictator. Care el însuși spune că nu se va opri la Ucraina. Dan, am revenit. Da, eu în continuare îmi susțin ideea pentru că am făcut niște calcule și, de exemplu, în cazul, vorbesc doar în cazul meu, eu mă ocup de dezvoltare imobiliară. Pentru casele pe care le voi construi de acum încolo, am ales să renunț la ceea ce înseamnă încălzirea caselor cu gaz. Am ales pompe de căldură, aer, apă și panouri fotovoltaice. Într-adevăr, costul crește din punct de vedere al investiției, dar dă o altă, un alt cost ulterior viitorilor clienți, pe de o parte, pe de altă parte, e altă siguranță, în opinia mea. Și de cred că folosind o asemenea politică la nivel mare, pe termen mediu și lung, am fi mult mai câștigat. Sunt absolut de acord și vă spun că astăzi dimineața am primit de la, de la o cunoștință din Italia un proiect de modernizare al unei mari locuințe pe care o are ca și suprafață în Italia și am fost plăcut impresionat cu instalat cu pompe de căldură, cu anvelopare, cu instalații sanitare noi, cu instalație pentru încărcarea mașinilor electrice, cu... Și ce m-a impresionat este că statul italian suportă jumătate din costul investiției. Investiții, da. În energie? Nu, investiții, da. În modernizarea acestei locuințe. Aha. Și noi avem, repet, 25 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană stăm pe bani în energie. Păi de ce să nu dau acești bani? Să-i dau domnului care este dezvoltator, să-i dau, nu știu, să vă dau dumneavoastră dacă vreți să vă modernizați casa sau apartamentul. Da, sunt niște lucrări pe care le fac firme locale. Este un impuls pentru economie. De ce să nu fac? Și eu aici o întrebare, Dan. Cu sistemele tale din casă, de curiozitate așa, la cât mă duci cu o factură cu încălzirea la iarnă?
o casă de 120 de metri pătrați utili, care are o pompă de căldură. Bineînțeles, casa este bine, e casă nouă, acum o construim, casa este bine izolată termic, mm-hmm. este cu geamuri aproape de standard de NZEP și așa mai departe. Din punct de vedere al costului, având și panouri fotovoltaice de 3 kW instalați, costul lunar anual, în medie, gaz, încălzire și energie electrică, este undeva la 200 de lei. 200? Da. E spectaculos. Și investiția... 200 de lei. 200 de lei. Și investiția în casă, cu cât îți crește? Adică cu cât dai tu mai scump după ce ai pus toate lucrurile astea în casă? Costul meu efectiv pentru aceste două elemente, panourile fotovoltaice 3 kW instalat și pompa de căldură de 8 kW, reprezintă undeva la 8.000 de euro. Ok. Pe care ți-i recuperezi tu de la... Da. Eu, în mod normal, ar trebui statul imediat să-i dea 5.000 de euro. Da, da. Exact. Asta 5.000 de euro ar trebui statul să-i dea imediat. Este unul dintre lucrurile cele mai sustenabile și cele mai bine gândite pe care le putem face. În loc să dau un miliard de euro prin Angel Saligny pentru construirea de noi conducte de gaz, da, mai bine îi dau lui 5.000 de euro pentru fiecare casă, lui și celor care sunt, care fac lucruri similare. Foarte interesant, am învățat ceva. Dan, mulțumesc, spor la treabă. Lucian, ești la România în direct. Calculăm pentru noi și întreaga Europa dacă într-adevăr putem să oprim gazul de la Roș. Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Am intrat în direct, am ținut neapărat să intru în direct pentru că sunt un lucrător offshore, adică sunt exact pe subiectul... Hai că pe platformă, da. Da, sunt lucrător offshore, sunt crane operator. Nu sunt chiar în sondă, dar știu foarte bine exact pe Marea Neagră tot ce există, mă rog... toate resursele noastre. Dar, din punctul meu de vedere, este necesar și trebuie să oprim gazul rusesc. Trebuia făcut mult mai de mult, nu acum. Pentru că avem o țară extrem de bogată. Să nu uităm că tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost chemat în America și a fost informat că stăm pe o pungă foarte mare de gaz. Atunci Nicolae Ceaușescu s-a întors în România și a făcut cele 8 platforme petroliere. Cele de la Marea Neagră. Dacă... Da, știu că avem. Dar cât de mare e punga asta? Din păcate nu mai sunt chiar 8. Da. Chiar am lucrat la acea firmă, nu pot să o dau numele pentru că nu vă fac reclamă. Nu vă faceți griji, că materia asta nu faceți reclamă la nimic, că nu e. Auziți, dar am o curiozitate, că am auzit și eu povestea asta cu Ceaușescu și cu Nixon. Dar de unde știa Nixon? Da. Că dumneavoastră sunteți din domeniu și cam știm cum funcționează. Până nu s-a absolut de acolo, habar n-ai dacă e ceva sau nu e ceva. De unde știa Nixon că sunt gaze acolo? Nu pot să vă contrazic că nu sunt geolog, dar s-au făcut, de exemplu, acum eu lucrez în Guiana, din păcate am trebuit să plec din România. Bine, locuiesc în Constanța, dar jobul meu este în Guiana. Ei au făcut din satelit. Au făcut... Nu există. Există seismică 2D, 3D, există foraj de, prin care vezi dacă într-adevăr datele 3D, 2D sunt corecte. Asta cu satelitul e așa pentru deliciu. Da, prese sincer, pot, dacă nu erați din domeniu, n-aș fi intervenit, dar fiind din domeniu, mi-am permis să vă întreb lucrul ăsta și să folosesc prilejul să... Chiar dacă povestea este siropoasă așa, dar... În fine, trebuie să ținem puțin cont și de inginerie și de tehnică și de tehnologie. Deci nu vezi depozitele din sat? Nu. Nu, nu. Aici nu vă pot contrazice, dar... Nici din satelit, altfel că vin rușii cu nu știu ce submarin pe submarin. Nu există așa ceva. Trebuie să te plimbi cu niște cabluri care îți transmit date și nici acele date nu ești sigur. Când te-a pus să faci sonde de încercare, te-a pus să faci sonde de încercare neștiind că, într-adevăr... Perfect. Aici chiar aveți dreptate, pentru că noi cu o platformă achiziționată în 2013, într-adevăr am făcut sonde fără a da randament, adică sonde probe se numesc. Faci probe de sol, dacă într-adevăr găsești sau nu. Dar să ținem cont că sunt deja sonde forate, neumblate la ele. Din câte știu eu, geologii au confirmat că noi avem sonde, adică noi avem foarte mare potențial
Vis-a-vis de alte state, am văzut că v-am ascultat cu mare plăcere că vorbeați despre Germania, dar să ne uităm la țărișoara noastră, pentru că nimeni nu se uită în grădina altuia. Fiecare se uită în țara lui. Avem o țară frumoasă și foarte bogată. Important este să știm să o administrăm, să avem oameni capabili, oameni care vor să facă bine acestei țări. Mulțumesc tare mult. Avem potențial. Potențial avem, dar am avut și niște politicieni care... Un lucru foarte interesant l-a spus ascultătorul nostru cu aceste sonde care ar putea fi furate și de care nu știm. În mod normal, într-o țară, baza de date geologică, dacă nu-i vorba de minereuri rare, este la dispoziție. Adică dumneavoastră și colegii de la Europa FM vreți să vedeți ce s-a furat, unde s-a furat, cum au interpretat geologii, ce date sunt, plătiți o sumă de bani, 50.000 de lei, intrați în camera de date, vă uitați, vă luați datele și plecați. La noi e secret. La noi e secret, da. Ce e secret în asta? Știți ce înseamnă acest secret? Ce probleme aveau americanii aici? Că nu puteau, trebuia să-și aducă geologii din America să interpreteze datele într-o cameră special. Ce se crede stat în povestea asta? Nu înțeleg. Fură cineva zăcămintele, domnul Niculescu. Adică, da. Dacă e ceva rar, un tip de, nu știu, uraniu, o chestie radioactivă, acolo înțeleg să fie vreun secret. Dar în asta ce e secret? E că trebuie să renunțăm puțin, să ne deschidem. Pentru că știți ce înseamnă lucrul acesta? Poate ascultător avea dreptate și acolo a fost furată acum 20 de ani o sondă. Și poate nici n-au știut de ea. Adică acestea nu sunt lucruri pe care să le ții. Ce-i secret în asta? Cât petrol sau cât gaz natural avem noi în subsol este secret. Pe când lucrăm la, când am început să lucrez la strategie energetică la guvern, le trimiteam întrebări la ANRM despre resurse cu poșta militară. Și îmi răspundeau tot cu poșta militară când puteau. Pentru că spuneau, dom'le, nu putem să vă dăm date despre subsol, că sunt secrete. Și cine știe, vreți să le publicați în strategie energetică? Păi, dom'le, trebuie să-mi fac niște scenarii, trebuie să fac niște modelări. Dar nu văd ce-i secret în povestea asta. Gabriel, salutare! Tu închei România în direct de astăzi. Bună ziua, domnul Cătălin. Felicitări pentru emisiune foarte interesantă. Bună ziua și invitatului dumneavoastră. Îmi scuzați emoțiile, este pentru prima oară când intru în direct la orice post de radio. Asta așteptăm de la emisiunea asta, să vă faceți curaj. Sunt sigur că aveți ceva important. Din două motive v-am sunat. Părerea mea despre oprirea gazului rusesc, părerea mea că nu ar trebui oprit, pentru că statul român, din păcate, nu are ce pune în locul gazului. Și gândiți-vă că toată industria petrochimică, azi Omorișul și toți producătorii din greșământe chimici, la ora asta sunt închiși. De-aia și avem un consum mic de gaz în România. Deci spui tu că dacă ar reporni fabricele astea, nu ne-ar ajunge gazul? Păi nu ne-ar ajunge, dar gazul am adăugat la gazul rusesc un plus valoare. Am avea îngrășăminte chimice pe care l-am putea valorifica. Uh-huh. În condițiile care nu caia, n-aștim ce se întâmplă, în condițiile unei crize alimentare care se preconizează a fi, România fiind un producător de cereale. Deci nu e vorba că nu am avea, că asta vorbeam cu Răzvan Niculescu, că avem totuși rezerve de gaz. Lucrul pe care îl vezi tu este că am putea să menținem aceste importuri și să repornim combinatele alea? Sigur, exact, să adăugăm plus valoare costuri gazului care îl importăm. Fie posibil din producția de îngrășăminte și cereale. Al doilea motiv și chiar... În momentul de față, aici e interesantă opinia, dar în momentul de față combinatul stă. Și embargo-ul noi nu l-am pus și nici europeni nu l-au pus. De ce nu putem să facem acest lucru astăzi? Nu știu, asta întrebăm politicienii de ce l-au închis și motivele pentru care l-au închis. Nu le cunosc, dar cert este că Azomureș în momentul de față nu produce îngrășăminte chimice necesară agricultorii românești. Dar pute, nu mai da, și întrebați și pe... Sufericitul posesor de 24 de ore a unui sistem fotovoltaic care a intrat și în funcțiune. Nu l-am accesat prin Casa Verde, pentru că... Nu, îți mai bați capul, da. Corect. Și mai pus să de la ea. Costurile unui sistem, pe care l-am eu, care produce deja de 26 de ore curent, în 24 de ore mi-a produs 23 de kW. Eu am consumat din rețea doar 2 kW, pentru că nu am și un sistem de acumulare, niște baterii, care sunt cam scumpe, deci noaptea eu am consumat 2 kW și 21 de kW am dat în sistem. Problema este legislația din România, care este net defavorabilă
posesorilor de fotovoltaice. Ar trebui umblat puțin aici la, să se încurajeze producția de energie verde. Lunile viitoare, e un răspuns pe care pot să-l dau eu acum, lunile viitoare, Europa FM o să facă un program aici în care vom discuta fir apăr exact lucrurile astea pe care le spui tu, un program despre energie electrică, despre consumatori, prosumatori, cu sfaturi, cu legislație. Speranța noastră e că, ascultând problemele voastre, poate putem schimba ceva. Ar fi bine, foarte bine. Mulțumesc tare. Și, da, în regulă. Sunt și posesorul unui sistem de care îmi face apă caldă, de pe vremea doamnei actuale, nu știu cum să o numesc, doamna Udrea, care era fugită mai de o zi, în Casa Verde. Da, foarte interesant. Eu pe timp de vară, timp de 6 luni, gândiți-vă că eu plătesc la gaz 20 de lei pe lună, pe timp de vară. Toată apa, ca și suntem 5 persoane în casă, toată apa caldă necesară de duș menajeră se folosește de la soare. Și iarna e util? Iarna, am făcut un bypass, pe iarna nu. Iarna. În zilele însorite de iarnă ridică temperatura, dar nu mult. Se poate face un bypass mecanic sau electronic prin centrala termică pe gaz, tu deja ridici puțin iarna temperatura de la soare undeva la 20 ceva de grade, 25, și de acolo mai centrala face restul până la 40-41. Ok, îți mulțumesc tare mult, Gabriel, cred că aveați o completare. Nu, eu aș vrea să răspund și eu la întrebarea dumneavoastră, dacă se poate să punem sau să nu punem embargo la... Da. Am răspuns așa printre... Da? Printre... Da. Deci, din punctul meu de vedere, Putin a început un război absolut nejustificat. Face incredibil de mult rău Europei, lumii și chiar Rusiei. Ori trebuie să separăm apele. Deci aici nu mai e o chestie de impact economic, este o chestie de moralitate. Nu poți să mai faci business cu un astfel de om. Da. Deci sunt pentru un embargo nu numai la gaz, dar și la petrol și la cărbune. Din fericire pentru România, și asta trebuie să știe telespectatorii, dar e o coincidență. Noi am fi printre cei mai puțin afectați economic. Vor fi niște efecte, dar vor fi mult mai mici în raport cu efectele asupra altor europeni, de exemplu. Dar, indiferent de efecte, acest lucru trebuie făcut. Mulțumesc, Răzvan Nicolescu. Asta e România în direct de astăzi. Luni ne auzim cu Emilia Șercan în acest studio. Avem de discutat despre moralitate, impostură, corupție și administrație proastă. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.